Cu ocazia acestei zile, celebrul designer a sărbătorit de ieri și până în această dimineață, iar atmosfera de la eveniment a fost întreținută de cocoși de la călăraș. Iată fotografii de la petrecerea vedetei. În acest an, Cătălin Botezatu a organizat o petrecere în Maramureș, alături de cei mai dragi oameni din viața lui. Mâncarea și atmosfera de la evenimentul celebrului designer nu au lipsit. Așadar, vedeta a avut parte de cea mai bună muzică, dar și de preparate tradiționale românești, cum ar fi aperitivele cu slănină, brânză, măsline, salam și cârnați, dar și berbecuți și purceluși la proțap de altfel. Nici torturile nu au lipsit. Vedeta a avut două torturi puse pe platouri, care au arătat ca niște prăjituri, iar peste ele au fost puse artificii de mână. Printre vedetele care s-au distrat la ziua de naștere a lui Cătălin Botezatu se numără și Raluca Bădulescu, Larisa Udilă, Ștefan Farel, dar și mulți alții. După petrecere, pe conturile sale personale de pe platformele de socializare, designerul a publicat și câteva fotografii cu el de la o mănăstire, dar și un mesaj în care a menționat faptul că este împlinit cu tot ceea ce a primit de la viață. Fi fericit pentru acest moment. Acest moment este chiar viața ta. Inimă roșie, mulțumesc pentru toate urările primite azi, persoană cu mâinile împreunate. A scris Cătălin. Cocoș de la Călăraș a încins atmosfera la ziua de naștere a lui Cătălin Botezatu. Nu doar artistul a cântat, ci și cântăreața de muzică populară Oana Font, care a făcut un show pe cinste și a reușit să-i distreze pe invitați. Celebrul designer s-a simțit foarte bine în preajma celor doi artiști, astfel că a cântat și a dansat împreună cu ei până dimineață. La un moment dat, vedeta s-a urcat pe un scaun și a dansat chiar de acolo, ceea ce a arătat clar cât de bine s-a simțit. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă... Ce să-ți dau eu, Doamne, la sfârșit de an, inima din mine, asta-i de ce am. Dă-mi, Doamne, putere. A lui, cu Adrian vorbesc, pentru modul frumos în care ne observă pe toți. Eu astăzi mi-am luat cel mai frumos costum, să știți, din respect pentru Cătălin Botezatu. Mi-e drag și mi-e cinste, deoarece astăzi îi cânt sufletului lui și dumneavoastră. Nu se putea să nu fiți în Maramureș fără să începem cu câteva colinde și cântece de Crăciun, pentru că deja e atmosferă feierică aici și văd cât de frumos intrăm în cea mai frumoasă sărbătoare, sărbătoarea Bucuriei. Thank you.
Dar eu mă fac, dar eu mă fac.